Salutare nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, dar lumea este doar un bloc lățime. Ei bine, știți că pe ultimul episod din serie am dat noi de Pillager Outpost și avem doar jumătate dintr-o inimioară. Adică suntem practic pe punctul de a muri. Nu mai avem mâncare absolut deloc și pentru asta o să începem să facem o șmecherie. Vom tăia tot copăcelul pentru ca frunzele să cadă și ne vom ruga ca din aceste frunze să apară merele, dacă nu suntem rip. Pe lângă asta ar trebui să-mi fac un hoe și uite, bam, 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 punem aici crafting table-ul. Uite așa aici, niște stick-uri. Apropo, nu uitați, am stick-uri deja, în fine. Nu uitați de un like, un share, un subscribe să fie susținere din aia blană de tot. Și această serie, bineînțeles, că va continua. Hop, hop, nu trebuia să mai fac una, o arunc. Ne trebuie și apă. Așa că hai să facem un bucket. Putem? N-avem iron! Ha, mă, frate, mă, că avem iron, dar nu-i procesat. Ok, punem frumos lemnul. Am și eu niște lemn? Da, uite-l aici. Hop, hop și iron-ul. Pentru cei care nu știu cum arată lumea asta, haideți să vă arăt, dacă cumva n-ați văzut celelalte episoade. Deși v-aș recomanda să le vedeți. Cam așa arată, frate. Cam asta e lumea. Și trebuie doar să mergi înainte sau înapoi. Ei bine, noi acolo am dat de un pillager outpost și am avut ghinionul să-l găsim exact acum când nu mai avem viață. Ce să-i faci? Asta este. Bam, bam, dăm înapoi la video și punem pe 66. Cum avem noi. Așteptăm puțin să se facă ăsta. Și facem un bucket. Dar marea problemă e acum că nu avem apă. Și nu cred că va crește. Măi, mere au căzut sau sal? Va trebui să începem noi să le spargem cu mâna. Și să ne rugăm să pice mere. Nu este măr. Nu este măr, nu este măr, nu este măr, nu este măr, nu este, nu este, nu este, nu este, bineînțeles. De ce să ne dea nouă mere, bă? Când poate să ne dea nimic. Ta-o-la. Mă, cât ghinion, mă, să am. Măcar bine că nu murim, că nu suntem pe hard sau ceva. Cum, bă, frate, mă, chiar niciun amărât de măr să nu pice? Am eu ceva mâncare în inventar și nu știu de ea? Nu. Bă, un milu ăla din nou l-am acolo, dar nu pot să-l folosesc. Bine, mă, boss, mă, dar n-o să-l mănânc acum. Trebuie să strâng minim, minim. Știi ce, hai să plantăm și copăcii. De ce nu? Îi plantăm în spatele nostru așa. Poate o să crească. Ok. Trebuie să găsim minim, minim 4 mere. Ceva în stilul ăsta. Și cred că cu merele alea deja avem viață suficientă încât să ne băgăm pe bătaie. Hop, hop, hop. Bă, da, greu se găsesc, mă, frate, niște meri amărâte. Avem și dirt-ul aici, hai să urcăm pe el. Cer eu atât de mult niște meri amărâte? Dă și lemnul ăsta, o să se strice toporul imediat. S-o strica deja. Saplinguri, dă, bă, bossule, mere, nu saplinguri. Cum, atâta ghinion. Dă, mă, mere, mă. Uite câți copaci aici și totuși ciuciu mere. E nașpa și că nu prea în cap multe frunze. Asta e marea problemă. Pentru că, mamă, dacă pic de aici m-am dus. Pentru că e doar un bloc lățime. Deci frunzele sunt doar pe blocul ăsta lățime. Acum, mere ne poate da și din ăsta? Nu cred. Hop, hop. Acum descurcă-te, barbas. Dacă muriam, direct rage quit. Hop, hop, hop. Dar nu mă mai întorc până nu găsesc mere. Gat. Mă mai întorc. Vai că te greu să găsești niște mere amărâte. Sau apă. Bună și apa. Ar fi bună, da. Ciuciu. Le ciuciu. Da, bine. În final mai contează. Rămâi și fără baterie pe telefon. E bine. Bine, nu mă joc de pe telefon. Dar sunt pe live când filmez și văd chat-ul de pe telefon.
Câte frunze pe aici, dar aparent degeaba. Bă, dar n-ar pica, mă, mere, mă. Cum, bă, frate? Deci pe lângă faptul că e atât de greu tot ce se întâmplă aici, nici nu-mi pică merele. Cu un singur măr, e gherlă. Nu știu cât de mult îmi dă un măr. Cât îmi încarcă. Dacă aș ști chestia asta, aș ști de câte mere am nevoie. Hop, hop, hop. Mai țineți minte când mă supăram că sunt foarte mulți copaci? Ei bine, acum chiar nu mă supără. Chiar mă bucur acum. Hop. Hop. Uala. Au, 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 au. Și acum mă duc așa că nu pot să cred. Mai am niște cobalt ceva. Cât mă risc acum. Băi, dacă mor, o să fie trist. Chiar o să fie trist. Bom. 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 Și mergem așa, ce să facem? Mamă, nu ajung acolo. Păi atunci facem o schemă. Așa. Și mergem mai jos. Facem și asta așa. Și așa poate ajungem. Atât de riscant e cu o singură inimioară încât mă simt atât de la limită. Hop, hop, hop. Și acum să vină și zombie sau ceva. Ar fi cel mai fain. Asta ar mai lipsi. Da, mă, frate, uite, nu știam eu ce să lipsească. Îmi dă unul o săgeată, m-am dus. Măi, cum mă să nu dea, mă, un pic, mă, un pic acolo. Asta este, ne întoarcem până la apă. Plantăm acolo și ne întoarcem cu viață full, sper. Hop, hop, hop. Da, cam tristut, sincer să fiu. Bam, bam. Bam, nu mai am blocuri deja, fii atent. Ar putea fi și asta o problemă. Eu arunc cu blocuri, zic că n-am și pe alea arunc. Am încă un măr amărât. Nu vreau să mănânc pentru că după aia o să-mi scadă hunger-ul și apoi n-am făcut nimic. Doar irosesc, uite, în sfârșit am ajuns la apă. O să sar în apă și fii atent de nu o să mor. Presimt. Presimt eu ceva. Hop, hop, hop. Bum. Bum, am zis. Și am ajuns și noi în sfârșit la apiță. Apoi nu e rău. Cât de cât, a, uite, mai aveam hoie. Cât de cât o să fie lejer, pentru că putem pune 4 în direcția asta. Din câte știu eu. Și vom planta... Bă, semințele ar fi cel mai nașpa. Dar nici nu am altceva. N-am morcov, n-am absolut nimic. Da. Cred că o să fie trist ce o să se întâmple. Am doar 6 bone meal. Nici de o pâine nu mi-ajunge. Deci, nu. No. Da, n-avem de ales. Nu o să mi-ajungă nici măcar de o pâine. Come on. Nu-i bine ce se întâmplă. Bă, sunt efectiv rip. Cât de greu, e mult mai greu decât pe hardcore, vă jur, e mult, mult mai greu decât pe hardcore. Ceea ce încerc eu aici. Asta este, frate. Pentru pâine îmi trebuie 3, nu? Păi. Și eu am 2. Și semințe nu-mi dă mai multe. Mamă. Cât îmi trebuia, mă, frate, mă? Sigur îmi trebuie 2. 3, scuze, 3. Aoleo, cât e de greu, bă, dar e fain în același timp. Bread. 3 bucăți, de unde să-ți mai aduc o bucată și așa, nu, aoleo. Nu, o să continuăm să încercăm să găsim mere, momentan, și poate, poate va mai crește și celălalt, ce am și o pâine și încet, încet, așa, poate, ceva o să se întâmple. Mi-ar trebui și un topor.
să nu mai fiu nevoit să fac nebunii pe aici. Din păcate e noapte, dar pot să fac zi. Time set day. N-aș fi găsit, bă, și eu un pepene, o ceva acolo, o atenție. Aici e numai jungle din ăsta. Super, super inutil. Păi cum, mă, un amăr de pepene, mă, un amăr de pepene. Ce cer așa mult? Uite aici am fost și... Op, am luat ce-a fost de luat. Hop, hop. Aici nu e nimic, nu? Să nu fie vreun monstru ceva. Da, și aici în chest nu mai e nimic interesant. Ah, well. Țineți minte că am fost pe episodul anterior. De fapt, sau acum, ba, da, pe episodul anterior, cred. Nu vine să cred că e atât de greu încât ești nevoit să te întorci din drum. Vă realizați ce se întâmplă? Nu știu ce am făcut nebunia asta. Trebuie să trec prin el. Bă, voi măcar realizați ce se întâmplă că eu mă întorc din drum? Ca să pot să continui după? Prea mare nebunia. Aici era o capcană, dacă picam în ea, mă duceam. Dacă mi-ar mai da și niște... mi-a mai dat niște semințe. Și o picat în void, că nu mai am loc. Oh my god. Păi și astea nu pică în void? Wait a minute. Semințele mele au picat, dar astea nu? Ba, ce urât. A, nu a picat, mă. Nu a picat. N-am văzut eu. Alte semințe. Uite, măcar mai strângem semințe și eventual le putem planta. Și în 20.000 de ani o să mai crească grâu, poate. Dar altceva nu mai am ce să mănânc. Nu spune că voi fi nevoit să mă întorc. Și să stau acolo ca... mere, mere, mere. Te rog, te rog, te rog, te rog. Fie-ți milă, fie-ți milă, te rog. Mai dă-mi încă două mere. Unu, bun, 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 nice. Și încă unu. Mi-am nevoie de un măr. Un amărât de măr. Te rog, fie-ți milă, frate. Fie-ți milă. Haide. Un măr. Știu că poți. Încă un măr. Unu. Deși cred că mi-ar trebui patru, dar... Acum, ce să faci? Bine și așa decât deloc. Poate pic de aici. Nimic. Nimic. Cum mai dau eu jos din corcodușul ăsta? A, de fapt așa. Hop, hop, hop. Poate îmi scădea viață. Dar nu, că nu-ți cade de la două blocuri. Bun. Haide, mă, încă unul, încă unul, încă unul. Hop, hop. Vă rog, măi, uite cât de important e un măr în Minecraft. Ați crezut că ajungem la treaba asta vreodată? Să fie atât de important un amăr de măr? Îmi dai și din copacul ăsta măr? Sau nu prea? Bă, eu mi-ncer norocul. Ce să zic mai mult? Hop, hop. Hai cu mărul. Nimic. Asta e până jos, deci pot să mă duc liniștit. Aoleo, frate, cât e... bine, bine, bine. Hai să mai dăm, că poate, poate ne mai dă unul. Cred că șansele destul de mici să ne dea. Și cu 4 chiar o să ne putem umple. Bam, bam, bam. Perfect. Din păcate nu am gold suficient să... Mi-aș fi făcut unul de la să-mi dea în plus viață. M-ar fi ajutat destul de mult. Hop, hop. Și oricum faza nașpa e că nu am iron. Să-mi fi făcut o armurică ceva. M-ar fi ajutat mult, cred. Nu știu dacă mi-ajung cele 3 mere, că chiar se cade tot de tot. Nu cred că mi-ajung. Așa că mai bine mai căutăm încă unul, dacă tot am ajuns să avem 3, să nu ne batem în joc. Hop, hop. Perfect. Am crezut că aici e o prăpastie ceva. Oare mi-ajung?
Hai să vedem. Mai căutăm unul. Dar nu știu dacă din ăstea dă sau nu dă. Asta e trist. Boom. Și aici ar trebui, da, să putem merge în jos. Trebuie să verific, pentru că mă simt, parcă mi-e mai frică decât pe hardcore. Așa mă simt. Bun, aici mai putem merge puțin. Cred că o să ajungem înapoi. Și cred că merită să ne omorâm, să ne încărcăm viața. Hop, hop, hop. Nici nu știu, cred că nu mai avem mult până ajungem la start. Dar mie mi-e să nu cumva să mor și să pierd tot. Să-mi pice itemele sau ceva. Aș putea face un chest. Dacă văd că ajung până la capăt, o să fac un chest. Hop. Și m-am dus. Bam, bam. Ce-a fost, mă, asta? Aolo. Cam tristos, bă. Aici o să cădem puțin dacă merge. Ce-o fi acolo? Nu, ce dubios. Bun, și acum o să mergem așa. Hop. De ce mi-am aruncat toporul? Dă-l încoace. Ce fain e aici. Let's go. Asta-l dăm la o parte. Cât e de riscant tot ce facem noi pe aici. Ma. Ne chinuim cam mult, bă. Dar eu zic că o să merite. Bam, 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 bam. Încă un măr. Și poate nici cu 4 mere. Dacă nici cu 4 mere nu o să fiu full, chiar o să fim rip. Pap, pap, pap. Pap, 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 pap. Hop, hop, hop. Până sus. N-ajung, mă. E, uite așa. Fai, ai, 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 ai. Mă nebunesc. Deși pe ăla nici nu cred că-mi dă de pe el, dar în fine, mă chinui. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Pap, pap. Rampam. Rampam. Ciuciumere. Incredibil. Cred că nu m-am mai chinuit niciodată pe o serie mai mult decât pe asta. Scoate tot ce-i mai bun din mine seria asta. Ok. Din păcate nu prea merge ce vreau eu. Poate. Nu, nu merge. Deci trebuie să ne uităm așa. Și aici putem merge în jos. Bun. După care dăm, te rog, un măr de aici. Un amărât de măr. Bă, dar parcă nu dădea atât de greu merele. Nu știu ce să zic. Parcă acum m-a prins pe mine la ananghe. Știe că am nevoie de mere. Hop, pot să sap pe aici, ok. Bă, merg în direcția bună, mă? A, nu, pe aici trebuie. Aola, bine, mă, frate, hai să vedem. Deși, da, mă, să mă risc, aia e. Una, mamă, cât de puțin îmi dă. Mai îmi trebuie încă un singur măr, mai îmi trebuie. Nu pot să cred asta. Deci 5 mere trebuiau în total. Uai de viața mea. Și le-am mâncat acum. Ceea ce e cam tristuț. Repede, 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 repede. Ne mai trebuie un măr. Ca să avem full. Trebuie să facem zi, să nu ne riscăm. Un măr, bă, un măr. Și pe ne întoarce. Dar nu știu dacă mi umple viața măcar. Uite, o să mă duc așa pe astea. Poate, poate îmi dă un măr. Cred că de acolo am plecat eu. Mai bine nu mânca merele alea.
Mai bine le țineam, nici nu știam că ajung. Cred că am ajuns înapoi. Cred că ăsta e începutul, bă. Nu pot să cred. De aici am început, nu? Da, cred că da, uite. Avem un crafting table, era să pic acolo. Hai să facem un chest, ne riscăm. Deci ne-am chinuit atât să strângem mere, ca acum să facem ceea ce probabil unii dintre voi își doreau. Sunteți gata? Asta este, n-a fost să fie, frate, chiar am încercat, adică pe bune. Mai punem un chest, dar nu mai am lemn. Oricum, pe episodul ăsta trebuie să trecem de Pillager Outpost. Asta se va întâmpla, indiferent ce. Hop, hop, vreau chest. Bam, punem acolo. Și ne ducem, frate. Ne ducem. Bum. Respawn. Uite-te cât de aproape suntem. Adică cred că suntem aproape. Cred că mai bine făceam treaba asta de la început. Îmi lăsam în chest acolo și mă întorceam. Aolo. Nu. Ce troll ne-am luat. Uite de unde eram. Au. Au. Bă, cum bă să ții un asemenea troll? Și mama, trebuie să nu ne grăbim totuși când mergem înapoi. Pentru că o să ne se facă foame. Uite cât de greu mi-e fără lopată, fără nimic. Hop. Hai, mă. Perfect. Și am ajuns aici. O să ne luăm uneltele înapoi. Gen hop, 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 hop. Niște torțe, niște nebunii. Mai luăm iar chestiile și ar trebui să luăm și chesturile. Ca atunci când mai rămânem low, mai bine facem treaba asta și o să ne fie mult mai ușor. Da, aș arunca florile astea că și așa mă încurcă și astea și astea. Și aș lua chesturile. Bun. Acum, hai să mergem cu viteza luminii. Înapoi să ne batem cu nemernicii aia. Deși mi-ar trebui și mie o sabie. Și sabia pot momentan să o fac doar din piatră. Bună și aia într-un fel, nu? Hop. Hop. Bună și asta într-un fel cât de cât acolo. Let's go. Nu prea trebuie să fugim. E destul de riscant dacă fugim. Hop, 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 hop. Bun. Încercăm să ne mișcăm cât de repede putem. Hop, 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 hop. Bam. Blană. Deci când vom face rost de mâncare, seria asta o să fie mult mai ușoară. Părerea mea. Hop, hop. Pam, pam. Deci acum trebuie doar să mergem. Asta n-ar trebui să ne facă să dureze prea mult. Așa că hop, era să pic aici. Da, mare lucru ce am făcut. Mă, frate, trebuia să pun mult mai jos. Și făceam un lucru. Uite, vezi? Na, iară. Bă, nociv, mă, ce facem? Hop. Încercam să nu ne scădem în viață mai deloc. Doamne ajută să și reușim. Bă, hai că reușim pe aici, da? Hai, mă duc așa. Au! Nu voiam să fac asta. Excuse me. Mergem încet, încet. Sunt curios dacă voi fi în stare să bat... Cum ar fi să mă bată piligeria aia? După ce m-am chinuit 24.000 de ani, să mă bată. Ce ziceți voi? Cineva mi-a zis să pun spawn point, dar nu vreau să trișez, vreau să fie... Bă, seria asta m-am chinuit prea mult pe ea ca să trișez în vreun fel, numai chiar fac noapte, atât. Deci pe seria asta e 100% survival și în rest am mai făcut eu noapte, atât. În rest, nu.
Haide, poate s-o făcut și grâu ăla, ne putem face și o pâinică. Pâinica aia va fi, blăniță rău. Ar trebui să luăm și o găleată cu apă cu noi. Bă, eu nu i-am văzut pe ăștia. Deci erau zombalăi, mă, frate. Ok, și mai este vreun chest ceva? Sau care-i schema? De ce aș vrea să-i bat pe ăștia? Nu prea înțeleg, ia stai. Ah. Nu, mă. Păi și pe ăștia treia să-i bat. Doamne, păi și de ce să-i mai bat? De ce să mă mai chinui? Ok. Puțin dubios. Dar să zicem. Așa, așa, bun. De ce aș vrea să-i mai bat? Chiar, aoleo. Ce e aici, boss? A, putem coborâ pe lianele astea oricum. Hop, 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 hop. Mi-a scăzut una la mâncărică, ceea ce nu prea e bine. Din păcate aici nu prea crește. Găleată am făcut, deci putem lua niște apă. Mai bine luăm asta cu noi. Și am plecat. Acum, dacă mai dăm de bone meal, o să fie chiar fain. Dacă nu, o să fie tristuț. Pam, pam, pam. Ce-i aici? Aici ar trebui să merg în sus. Ok, nu-i problemă. Pac, 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 pac. Și m-am dus. Hop, am ajuns aici, nu-i problemă. Pap, pap, rezolvă Barbasano. Trebuie să ne întoarcem să distrugem Pillager Outpost-ul ăla. Ne-am întors cu forțe proaspete, ca în filmele alea, măi, cu războinici, cu din alea, se întorc puțin, își intră în formă și se întorc. Hop, hop, hop. Măi, fain că am cât de cât drumul făcut. Hop. Easy peasy. Totuși, dacă îmi făceam o sabie din iron, era și mai bine. Dar asta este. Hop, hop. Pam, pam. Oare mai avem mult? Vă știți, sunteți profesioniști. Chiar am ajuns. Let's go. Let's go. Aoleo, ce am făcut mai aici? Ah, ok. Bun, și am ajuns înapoi. Dar acum e atunci. Din păcate, cu mâncarea o ducem din nou super rău. Aproape am ajuns, nu chiar am ajuns. Bă, am ajuns sau n-am ajuns? N-am ajuns, mă, boss. Mai avem o grămadă. Ba, n-am, mă, uite, e aici. Let's go. Copăcii văd că au crescut, ăștia pe care i-am plantat eu, ceea ce nu e rău. Da. Urați-mi succes, voi avea nevoie. Chiar voi avea nevoie. Mai bine punem noi chesturile aici, măcar să nu pierdem itemele. Că până ajungem noi aici, pressing-ul o să fie rip totul. Hop, hop. Cam astea sunt importante, în rest, nu prea. Țineți-mi pumnii. Trebuie să-mi fac un plan super bun acum. Facem din nou zi. Dacă sparg aici, vor da amândoi pe mine. Dacă merg pe sus, sau să aștept să urce ăla eventual, să-i bat pe rând. Chestul fază că e sus de tot. Mai bine mergem direct sus. Ia fiți atenți voi. Atenție la neatenție. Mi mai trebuie lemn un pic. Să luăm de aici. Nu de aici, de aici. Bun. Hai să o gândim super, super strategic. Sper că ea nu pot să tragă în mine prin alea. Pot. Hai să ne asigurăm că nu o să întâmple nimic rău. Dacă aveam un arc, era perfect. Bun. A, acolo e și un vrăjitor. Da, asta va fi un pic complicat. Dacă ar coboră unul din... Sau are nu coboară amândoi din când în când și să prind eu comoara... chiar nu știu. Ar fi o schemă, am o idee, dar nu mai am topor, așa-i? Ce trist.
Trebuie să facem un topor. Ar fi o schemă. Chiar ar fi o schemă interesantă. Hai să vedem. Deci ne ducem jos. Din păcate, nu mai am topor. Tocmai asta mă duc să fac. Ai. Mai scade și mie un pic de viață. Bun. O toporișcă, dar ne trebuie și desrăsăm iron-ul. Ne trebuie niște cobalt. Să facem un topor nou și facem așa. Bun. Fiți atenți ce idee mi-a venit. Am nevoie de astea puse așa. Eu cred că ideea mea e chiar bună. Cred că o să pot să trec de ei fără să mă bat cu ei. Și să iau și din chest. Sper. Sper că îmi va reuși. Da, deci sunt unde trebuie. Ok. Trebuie să dăm lemnul ăsta la o parte. Vreau să-l fac să cadă. Și voi putea, uite acum. Deci las-o dus. Bun. Și poate să-l facem și pe ăsta la altă să cadă. Mamă, mi-a dat o săgeată. M-a nebunit. Ok. Pe ăla va trebui să-l bat. Am de ales. Bă, ce-a făcut? M-au picat? Unde-i? Au! Nu! L-am bătut și a murit. Cum? Oh my god! Bă, cine m-a omorât? Ne-a omorât reciproc? Nu pot să cred asta. Wow! Planul meu a fost destul de bun. Știi ce? Nu-i vina mea. Au. O să încerc să mă duc super repede. Planul meu chiar a fost bun. Ce-a fost, mă, frate, asta? Mă explică și mie cineva? Cum am putut muri în halul ăsta? Și acum nu mai am unelte, nu mai am nimic. Trebuie să iau dirt. Cine m-a omorât? Vex-ul? Vrăjitorul ăla? Hai, fiar vrăjitorul să-i fie. Da, mă, e greu, mă, fără armură, fără nimic, e super greu, nu-i greu. Cam nici nu am unelte, n-am nimic. O să-mi dispară itemele. Dă și mie lemnul ăsta. Dă și mie lemnul ăsta. Dă și mie lemnul ăsta, mersi. Mai am încă 4 bucăți. Hai să vedem cât de repede putem ajunge înapoi. Hop, hop. Let's go. Au. Am sărit. Mă, așa cu viteză, cred că o să ajungem destul de repede. Sincer. Dar, nu știu dacă mai facem față. Mai bine cred că fugeam așa și înainte. Hop. 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 Hop, hop. Hop. Ai, că l-am pus și eu pe ăla. Ok. Dar nu l-am pus rău până la urmă ormei. Au. Let's go. Wow, deja nu mai pot să fug. Aolo, mamaie, cât e de greu, bă. Fuh. Ok, aici putem trece. Așa, am niște cobble acolo, e perfect. Bine că l-am în chest. Mai țineți minte că l-am lăsat acolo? Cine mai ține minte? Hop. Hop și am și niște micunelte. Bune și ele decât nimic.
Era să-mi scad viață, inutil. Și acum mergem așa, tăgădâm, tăgădâm, tăgădâm. În 2-3 eternități ajungem și noi. Și chiar foarte greu mi se pare să treci de Pillager Outpost cu nimic. Adică am încercat să creez o chestie, o diversiune, o nebunie, dar... Ciuciu. Bum. Iar rămânem fără mâncare, o să ne scadă viața și să vezi că ne bate iar Vex-ul. Cum ar fi? Hop, hop, au. Mă doare capul, bă, uite cât de greu e să ajung și eu. Pam, pam, pam. Hop, hop. Să vezi de n-o să se întâmple așa. Mai bine nu fugeam. Mai bine mergeam ușor că ajungeam eu în 2-3 eternități, dar măcar ajungeam sigur. Hop, suntem aproape acum, cred. Bam, bam, bam. Hop, hop, hop. A început să-mi scadă viața. Păi bine, mă, așa, ce să zic. E bine, frate. Și ajungem și noi la Pillager Outpost, dar o să ajungem cu viața secată. Incredibil. Nu pot să cred asta. Măcar trebuie să ne mergem acum, cât încă mai avem viață și așa o să ne scadă. Și rămânem în jumătate de inimă din nou. Mai bine lăsăm acolo noi să se facă ferma aia. Deci, suntem în același loc. Bă, păi din ăștia de zboară, mă, n-am nicio șansă, frate. Oh my god, n-am bă cum. Uite că nu mai vin încă o dată până aici, hai sictir. Știi ce? Îmi merit asta. Îmi merit itemele înapoi. Și merit să știu ce e în chestul ăsta. Să pute... Aolo, pentru atâta lucru? Nu cred. Mai e altceva? Păi n-am bă cum să scap, fiți serioși, n-am cum să scap de vrăjitoria aia, naiba. Bă, cum eu aș piciorul în tine? Bă, din cauza ta, mă, din cauza ta, mă, copile, mă. Iute ce mi-a dat. Ăla-l vreau. Ăla chiar îl vreau. Dă-l încoace. No, băga-mi aici piciorul în Pillager Outpost-ul vostru. Nu mai sunteți jmechere, a? Când sunt un Dumnezeu. Dar țineți minte când am zis că nu vreau să trișez? Ei bine, numai la chestia asta au trebuit, pentru că... Bă, ați văzut cât m-am chinuit? E imposibil, efectiv, e imposibil, pentru că n-ai mâncare. Și părea nici măcar nu le poți bate, nici măcar nu-i cinstită treaba asta. Vedeți că eu nu pot ajunge la ele. Efectiv, n-am cum să ajung la ele. Asta nu-i cinstit, eu nu pot să stau jos, uite. Uite, pot să stau aici așa, de exemplu, și eu nu pot să ajung. Deci, what the... n-ai cum. În fine, da, vreau să fug puțin de aici. Două secundele, să ajung doar la distanță de nebuniile alea. Și o să continuăm în episodul următor de aici, că nu se poate. Efectiv, am încercat tot ce am putut, bă. Vreau să ajung mai departe un pic de ele, să nu mai aibă treabă cu mine. Oricum o să fiu rip, că n-am mâncare, n-am nimic. Deci o să continuăm la fel de pe episodul următor. Time. Set day. Pentru atâta lucru m-am chinuit, pe bune, pentru un ender pearl amărât și un... Ne, tot temul ăsta e bun, nu zic, nu? Game mode survival. Îți curios dacă mai vine alea după mine. Mă, tot temul ăsta chiar e decent. Adică... Te reînvi. O merita să batem murâtul ăla. Avem și un crossbow, asta nu-i rău. Dar săgeți avem doar 7. Bă, e bine. Mi-a lăsat toate chestiile în chest, așa-i? Aolo. Mi-am lăsat toate în chest. Nu. O să le las acolo, asta este. Sincer, știi care e faza? Pentru faptul că mi-am activat creative-ul să bat chestiile alea, o să-mi las itemele în urmă. Asta este. Îmi pare rău, ați văzut și voi cât m-am chinuit, n-ai cum, efectiv, imposibil, am încercat toate metodele, nu știu,
Trebuie să vii full și n-ai mă cum, mă, trebuie să-ți faci, cred că trebuie să mergi la minat, asta e treaba, să-ți faci armurica aia full. Deci probabil în episodul următor o să încercăm să mergem și noi la minat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați de un like, un share, un subscribe și sper să vă placă seria asta mirobolantă pentru că avem și totemul ăsta să ne înviem. Toate cele bune, pa, pa!